Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi vom începe o serie de tutoriale în care o să facem un site de la zero. Ce înseamnă de la zero? O să începem de la cumpărarea domeniului, de la achiziționarea hostingului, trecerea prin toate etapele, cum să urcăm fișierele pe server, cum să-l administrăm, cum să facem adresele de mail, cum să facem toate aceste chestii. Cineva care își face un site, eu mă refer la un site serios, nu mă refer la genul de .tk sau, mă rog, alte domenii luate după din DNS, mă refer la domenii.ro, mă refer la site-uri serioase, mă refer la cineva care chiar vrea să facă ceva serios. În această serie de tutoriale nu o să ne jucăm, în această serie de tutoriale o să facem un site de adevăratele, o să parcurgem toate etapele, o să-l facem împreună, dacă și voi o să faceți ce fac eu, o să vă iasă site-ul cu siguranță. De unde începem? În primul rând, ca să ne facem un site, trebuie să avem un domeniu. Ce e la domeniu? Știți foarte bine, domeniul este acesta care îl avem și noi, videotutorial.ro. Ăsta este un domeniu. Voi probabil o să vă luați un domeniu, luăm un nume, să zicem, imaginar, costel.ro. Da? Astăzi o să ne referim la tutorial, la domeniul nostru, costel.ro. Trebuie să ne luăm acest domeniu, după aceea. Avem nevoie de un spațiu unde o să ținem site-ul. De unde facem rost de acest spațiu? Putem să-l ținem și pe serverul nostru de acasă, dar noi nu o să facem asta în tutorialul acesta. Am făcut-o în alte tutoriale. Le aveți și pe acestea pe videotutorial.ro. Astăzi o să ne referim la găzduirea pe un server adevărat, la o companie de hosting. Probabil vă gândiți că o să ne coste o grămadă de bani, nu este adevărat. Prețurile încep de jos, prețurile încep de pe la 2 euro pe lună, nu mi se pare deloc o sumă mare, și poate să crească până la 500-1000 de euro pe lună pentru servere dedicate, poate și mai mult. Deocamdată, în primă fază, să zicem jumătate de an, un an, nu aveți nevoie mai mult decât 2-3 euro pe lună să plătiți pe server. Când o să fie nevoie de mai mult, fiți sigur că o să vă sune cei de la compania de hosting și o să vă spună cu siguranță. Acum trebuie să cumpărăm domeniul. Cum procedăm? Deschidem în primul rând un browser. Hai să închidem aici. Scriem în browser rotld. De ce scriem rotld? Pentru că ei se ocupă cu domeniile din România. Ei vând toate domeniile .ro. Mulți dintre voi probabil și-au cumpărat și de la companii de hosting, este adevărat, și ei vând, dar tot de la rotld le cumpără. Și de ce să nu cumpărăm de la început, de la sursă, da? Deci scriem rotld în browser și dăm căutare Google. Primul rezultat. Acesta este rotld, nu arată prea spectaculos, nici nu trebuie. Cum ne luăm un domeniu nou? Dăm aici înregistrare domeniu nou, o să scriem ceva la întâmplare, pentru că probabil domeniul nostru costel.ro este deja luat. Hai să încercăm. Costel.ro. Da, uitați, e luat și ne dă câteva exemple de subdomenii. Acestea sunt subdomenii. De ce? Pentru că com.ro este un domeniu, deja costel.com.ro este un subdomeniu al domeniului com.ro. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Nu este disponibil, așa că dăm înapoi, încercăm costel123, da? Continua. Acesta este disponibil. Să zicem că am găsit domeniu. Eu vă sfătuiesc să nu încercați să vă găsiți domeniu așa, încercați să vă găsiți un nume frumos, un nume care sună interesant, costel123.ro, nu sună prea interesant, sincer să fiu. Vă gândiți și voi ce ar suna bine în funcție de ce faceți voi, în funcție de
activitatea pe care o desfășurați să zice că cel mai bine este să fie cât mai scurt domeniu, eu nu sunt de acord neapărat cu această afirmație. Oricum, un domeniu care să zică, să spună ceva, un domeniu care să sune frumos la ureche, da? Vă găsiți voi un domeniu mai scurt, e mai bine pentru că e mai ușor de reținut. Bifăm aici, am citit, suntem de acord cu regulile, continuă. Aici ar trebui să bifăm că suntem de acord cu condițiile și trebuie să bifăm, să selectăm ce fel de persoană o să fie deținătorul domeniului, contactul tehnic cu domeniul, ce fel de persoană o să-l aibă, o să selectăm persoană fizică pentru toate, inclusiv pentru factura emisă, da? O să fie emisă pe persoană fizică. Continuăm. Aici, câmpul de sus, dacă nu ați luat niciodată un domeniu, trebuie să-l treceți cu vederea. Aici este pentru cei care au mai cumpărat anterior domenii și vor să scape de completarea datelor. Pur și simplu bagă domeniul care îl dețin în prezent și parola și apasă aici pe ăsta și toate datele o să completeze în câmpurile acestea. Acum trecem peste asta, presupunem că nu avem niciun domeniu, trebuie să trecem aici să ne alegem o parolă de administrare pentru domeniul nostru, o să ne alegem, să zicem, eu nu scriu nimic aici, alegem o parolă, o repetăm din nou, trecem mai departe, aici băgați numele vostru, adresă, oraș, sector, cod poștal, telefon, este important ca toate să fie reale, pentru că domeniul o să fie, dacă este .ro, o să fie al vostru pentru totdeauna. Și este foarte bine să fie în regulă cu tot, cu actele, cu tot ce trebuie, cu toate datele astea. Vă puteți trezi dacă băgați date fictive că nu o să mai puteți să controlați domeniul sau probabil dacă se întâmplă ceva, vreo eroare, nu o să puteți să revendicați niciodată. Așa că cea mai bună idee este să băgați datele reale și corecte, să le verificați, după ce le băgați, le verificați încă o dată. Aici mai jos, dacă doriți să scăpați de completare, apăsați aici, copiază datele la deținător, da? Și o să le copieze pastea din câmpul de sus în câmpul de jos. Aici, în câmpul acesta, în ultimul câmp, sunt datele de facturare, pe ce nume și adresă o să fie emisă factura. Presupunem că tot dumneavoastră o să fiți, așa că apăsați din nou copiază date de la deținător. Dacă cumva deținătorul nu este același, nu este aceeași persoană cu cel care o să administreze site-ul propriu zis, cazul acesta poate fi când sunteți de la o companie și cineva, un angajat de al dumneavoastră, de la departamentul IT, trebuie să administreze domeniul. Și atunci băgați numele și adresa lui aici și poate vreți să copiați datele de la el. Apăsați pe ăsta. Dacă nu, apăsați pe copiază date de la deținător. Astfel o să aveți în toate câmpurile aceleași date, da? După aceea dați trimite cererea de înregistrare. O să fie trimis o cerere spre ei. Ei o să vă trimită dumneavoastră un mail cu factura. Dumneavoastră mergeți la bancă, plătiți factura. Vreau să vă zic că un domeniu.ro costă în jur de 50-60 de euro. Nu mai țin minte exact cât costă, dar în jur de 50-60 de euro sau dolari. Nu mai știu acum, nu vreau să zic vreo minciună. Mergeți frumos cu factura la bancă, o plătiți, după aceea vă duceți și o trimiteți prin fax, da? Chitanța care vă dă de la bancă, o trimiteți prin fax la ei și ei în 2-3 zile lucrătoare, să spune, o să vă deblocheze contul de administrare al domeniului. Presupunem că toți pașii ăștia i-ați urmat. Presupunem că ați plătit la bancă, presupunem că aveți domeniu funcțional, acum trebuie să-l administrați. De unde se face asta? În partea stângă avem administrare domenii, fax și online. Apăsăm frumos pe online.
Acum trebuie să băgăm, dumneavoastră o să băgați domeniul care l-ați achiziționat, plus parola și plus imaginea asta de jos. Eu nu o să intru acum pe niciun domeniu pe niciun cont de administrare al unui domeniu. O să închid browserul și o să vă arăt niște capturi de ecran pe care le-am realizat din contul nostru videotutorial.ro. Prima pagină arată așa. Este pagina acasă, bine ați venit, nu știu ce, nu știu ce, vă spune câteva cuvinte, nu sunt prea importante aici. Aici la deținător aveți datele dumneavoastră, o să le aveți care tocmai le-ați completat. Închidem. Aici la tehnic, deci următorul câmp, dacă vă uitați, am făcut capturi după acasă, deținător, tehnic, name server și schimbare parolă. Să vi le arăt pe toate exact cum se procedează. La tehnic, bineînțeles, aveți datele, ora ale dumneavoastră, ora ale consultantului sau responsabilului departamentul IT din firma dumneavoastră. Închidem. Aici, la name server, este foarte important. Aici, las pe imaginea asta și o să încep să vorbesc un pic despre următorul pas. Următorul pas în momentul în care achiziționați un domeniu. Să presupunem că l-ați cumpărat, domeniul costel.ro este al dumneavoastră, aveți drept de administrare pe rotele de. Acum trebuie să vă interesați de hosting. Ce înseamnă hosting? Înseamnă găzduirea pe un server a domeniului dumneavoastră. Ce obțineți de pe acel server? Obțineți un spațiu de găzduire a site-ului dumneavoastră. Acolo o să puteți să vă puneți site-ul sau site-urile, bazele de date, aveți absolut orice. Cam orice companie din România oferă spațiu de găzduire, unele companii, să zicem, cu oferte mai vechi, oferă 2 giga, 1 giga, chestii de genul ăsta, companii care au contact în ultima vreme cu realitatea, au mărit la 20-30 de giga spațiu pe server. Deci 20-30 de giga mi se pare decent pentru 2-3 euro pe lună. Probabil o să vă gândiți că e mai bine să țineți la voi acasă site-ul. Eu vă spun că nu este așa, nu este bine să-l țineți acasă. De ce? Pentru că dacă ne gândim foarte bine, într-o lună întreagă calculatorul mergând non-stop, oricum consumă mai mult curent decât 3 euro pe lună cât ați plăti pe un server. În afară de asta este gălăgia, lățimea dumneavoastră de bandă de acasă este mică, nu se pretează la utilizarea de genul acesta, resursele dumneavoastră de calcul nu pot fi puse mereu în slujba serverului, un server mănâncă destul de multe resurse. Gândiți-vă că foarte mulți vizitatori o să-l acceseze simultan și o să vă mănânce input-output de hard, o să vă mănânce memorie, o să vă mănânce putere de procesare, o să vă mănânce absolut tot, calculatorul dumneavoastră o să fie îngenunchiat. Deci, părerea mea că nu are rost. Companiile de hosting au niște calculatoare foarte performante, au clustere pe care țin sute de domenii. Clusterul ce înseamnă? Sunt mai multe calculatoare puse ca să funcționeze ca unul singur. În felul ăsta obțin putere foarte mare de procesare. Pe un cluster poate să fie zeci de procesoare, vă dați seama ce putere, și sute de giga de memorie. Deci nu se compară cu ce aveți dumneavoastră acasă. Să presupunem că vreți, v-ați hotărât, luați un spațiu pe un server. Cei de acolo, după ce, bineînțeles, o să plătiți, o să vă emită și ei, în același sistem, cam cum am făcut aici, o să vă duceți la ei, o să cereți o ofertă, o să o plătiți, spuneți că vreți să luați un domeniu, ei au denumiri pentru pachetele care le au, diferite denumiri, să zicem că vreți să luați un pachet cu, nu știu, 10 giga pe lună, spațiu, trafic nelimitat, baze de date nelimitate, mă rog, adrese de mail, domenii, subdomenii nelimitate, cam toți au oferta asta în perioada asta, cam toți oferă destul de mult.
Puteți să vă orientați și pentru servere din afară. Personal am văzut că în America și Canada, în Statele Unite și Canada, în ultima vreme, au oferte foarte, foarte bune. Deja am văzut oferte la $1 pe lună pentru server. Inconvenientul ar fi că totuși este în Statele Unite și nu o să aveți timpul de răspuns atât de bun cum l-ați avea după un server din România. După aceea, în momentul când urcați fișierele, când faceți upload, o să fie un pic mai greu. Dacă vreți să puneți ceva la download, iarăși o să fie greu pentru vizitatorii dumneavoastră. Deci, părerea mea că mai bine să rămânem în România, este mult mai rentabil așa. Să zicem că l-ați luat, să zicem că l-ați plătit. Cei de la compania de hosting o să vă trimită un mail după ce îl plătiți, după ce achitați tot, cu câteva informații. Informațiile ar fi datele de logare la server, la contul dumneavoastră după server, o să fie între altele și niște name servere. Astea ce sunt? Aceste name servere fac legătura între rotele de și serverul lor. Vă dați seama, în momentul ăsta noi avem contul doar pe rotele de, dacă scriem costel.ro nu se întâmplă nimic, nu o să ne trimită nicăieri, nu o să iasă niciun site de nicăieri, pentru că nu are nicio legătură făcută cu vreun server. Ei o să vă trimită niște name servere, să zicem că serverul de hosting se numește găzduire.ro, să spunem, iau un exemplu așa, nu știu, sau hosting.ro, să zicem. Name serverul o să fie ceva în genul ns.hosting.ro sau ns1.hosting.ro. În general vă trimite vreo două name servere pe care le introduceți aici, în locul liniilor astea roșii pe care le-am tras eu aici peste name serverele noastre. Apăsați după aceea actualizează și gata, ați terminat. După aceea mai aveți de așteptat în jur de 24 de ore până o să updateze toate name serverele din țară și din lume cu aceste informații. Vreau să vă zic că este posibil ca în unele rețele de internet, unii provider de internet să updateze mai greu name serverele. Noi avem câteva neplăceri cu RDS-ul, pentru că atunci când am schimbat, noi am trecut pe alt server, a durat vreo săptămână până au updatat niște servere din rețeaua lor. Unele servere mergeau, altele nu mergeau și dădeau vina pe noi. Dar de vină erau ei, nu știu de ce, nu mă interesează, nu este problema noastră. Tocmai de aia vă rog să așteptați la name server. Întotdeauna este posibil să așteptați câteodată și 2-3 zile. V-am zis, noi am avut un incident neplăcut, am așteptat și o săptămână pentru unele name servere. După aceea, legătura cu hostingul, cu contul dumneavoastră de pe server este realizat și în momentul în care o să scrieți costel.ro o să apară ceva, da? Pe browser. Haideți să ieșim de aici și să vă arăt cum procedați în momentul în care, să zicem că totuși nu aveți nici măcar un singur leuț și vreți să găzduiți site-ul acasă. Sau acest exemplu este pentru site-urile care vreți să le țineți acasă sau pentru servere dedicate. La servere dedicate trebuie să schimbați. Stați un pic să dau înapoi. Deci când apăsați pe Name Server, o să apară ecranul acesta, imaginea aceasta, și după aceea aveți aici, click aici, pentru a crea, modifica, șterge un Name Server pe domeniul videotutorial.ro. Acum noi mai devreme ce am făcut? Ne-am folosit de niște Name Servere care ne le-a dat providerul de hosting. Acum noi nu avem provider de hosting, da? Dacă ținem site-ul acasă sau dacă avem server dedicat. Nu avem niciun provider de hosting. Noi suntem providerii noștri. Și automat n-are cine să ne dea aceste name servere. Așa că trebuie să ne creăm noi name serverele, să facem legătura între aceste name servere și IP-ul care îl avem și după aceea, bineînțeles, între name servere și domeniu. Ne întoarcem, deci apăsăm click aici să zicem, nu pot să apăs pentru că asta e o captură, o să trec în captura următoare. Exact așa arată în momentul în care am apăsat acolo click.
Și introducem aici name serverele trebuie să fie ceva de genul nse.costel.ro sau nse1.costel.ro sau nse2.costel.ro, nu contează, puteți să trece și costel.costel.ro, nu contează, dar în general se trece ns pentru că înseamnă name server, da? Așa că treceți aici dacă vreți să țineți, repet, dacă vreți, în cazul în care vreți să țineți site-ul acasă sau aveți server dedicat. Asta nu este valabil pentru atunci când cumpărați spațiu pe un server la o companie de hosting. Asta este valabil numai pentru server dedicate și pentru calculatoare de acasă. Deci, creăm aici, scriem NS sau ce vrem noi, dar în general NS. Și nu mai scrie nimic pentru că deja au scris ei .videotutorial.ro, în cazul vostru .costel.ro. După aceea trecem IP-ul pe care îl avem noi acasă și nu putem să creăm decât un name server pentru că avem decât un IP. Dacă aveam 2 sau 3 sau nu știu câte IP-uri, noi în general pe server avem acum 8 IP-uri, putem să facem câte name servere vrem. Așa că băgați ns.costel.ro și după aceea treceți IP-ul dumneavoastră. Vreau să vă spun ceva, în cazul în care aveți IP dinamic, să vă luați gândul de la așa ceva, pentru că nu se poate face, da? Complicațiile sunt mult prea mari și nu merită să vă chinuiți cu așa ceva, cu IP dinamic. Această demonstrație a fost doar pentru cei cu IP static. Pentru cazul în care aveți server dedicat, bănuiesc că serverul dedicat este undeva într-un data center, pe undeva până într-un oraș. Cei de la data center, ca să colocați serverul acolo, v-au dat niște IP-uri. Dintre acele IP-uri, luați și voi vreo două IP-uri și le băgați aici. Scrieți ns.costel.ro, băgați IP-ul și mai scrieți ns1.costel.ro și iar băgați și al doilea IP. Și dați creează name server. Da? O să creeze name serverele. Tot așa așteptați ca să se propage. După aceea, după ce ați creat name serverele, le aveți, vă întoarceți voi cu calculatoare acasă și cu servere dedicate, vă întoarceți în pagina aceasta de aici și introduceți cele două name servere care tocmai le-ați creat și dați actualizează. Și gata, am terminat și cu calculatoare de acasă și cu servere dedicate. Acum să zicem că totul e bine și frumos. Am terminat cu domeniul, l-am setat, i-am făcut cunoștință cu DNS-ul, s-a updatat, s-a întâmplat tot. Acum o să vă spun ce se întâmplă în momentul când vă logați la un program de găzduire, pe un server de găzduire. O să nimeriți într-un control panel, acestea sunt panourile de control care controlează virtual hosturile. Haideți să vă explic un pic cam cum sunt organizate aceste servere, ca să mă înțelegeți bine. Pe un server, în general, sunt ținute la companiile de hosting, sunt ținute câteva zeci, sute, dacă e un calculator mai performant, chiar sute de domenii. Deci, cum e domeniul dumneavoastră costel.ro, mai sunt încă 200-300 de domenii, exact așa. Mai sunt unele companii de hosting care fac și overselling, așa se numește, vând în general mai mult spațiu decât au putere de procesare și în cazul acela o să vorbim într-un tutorial și despre acest aspect. Deocamdată rămânem la oile noastre și vreau să vă arăt cum arată un panou de control. Deschidem browserul. Panourile de control, în general în România, sunt cam de două feluri, cPanel și Plesk. Haideți să vă arăt Plesk-ul. Dacă cumva vreți, eu o să vă arătați Plesk, ca să nu pierdem vremea. Dacă vreți, dacă aveți cumva cPanel și nu știți să-l folosiți, scrieți pe rubrica de tutoriale și o să fac referire în tutorialul următor și la cPanel. Haideți să dăm pe acesta, apăsăm Try Online Demo, deci ne folosim de demo-ul lor ca să vă arăt, stați așa un pic să caut, Client Domain Owner, hai să dăm aici, Proceed to Linux Demo,
Vreau să vă arăt cum se lucrează cu aceste panouri de control, în mare așa, cum se face o adresă de mail, cum se bagă domeniu, cum nu știu ce. Este destul de simplu. Hai să mă explic un pic despre server. Aceste servere nu au o interfață de control ca sistemul de operare. În general, companiile serioase, companii mari, servere dedicate, nu au interfață de control. Pur și simplu, nu au. Nu poți să nu-l deschizi ca pe Windows și ți arată pe acolo My Computer, coșul de gunoi și nu știu ce. Nu au niciun fel de interfață. Totul se întâmplă în linie de comandă, totul este negru, totul este urât. Tocmai de aceea, pentru a pune la dispoziție clienților o interfață mai colorată, mai prietenoasă, mai intuitivă, s-a venit pe servere cu aceste panouri de control. Aceste panouri de control, cum este și acesta care vi-l arăt eu acum, pot să țină foarte, foarte multe domenii, sute, mii de domenii ar putea ține un astfel de panou de control. Sunt foarte bine făcute, sunt foarte robuste, țin la tăvăleală, cum se spune pe românește. Plesk este unul dintre cele mai bune, cam asta, Plesk și cPanel sunt cele mai bune, dar sunt și foarte, foarte scumpe. Haideți să vă arăt așa simplu cum faceți ce vă trebuie. În primul rând ajungeți, v-a dat providerul de hosting, v-a dat contul, ce faceți? În primul rând trebuie să vă creați niște adrese de mail. Dați frumos aici Create Email Account. Să zicem domeniul dumneavoastră costel.ro, vreți să vă creați niște, în cazul acesta avem aici aronddemo.panels.com, noi o să avem aici arondcostel.ro, da? Și creăm adresa de mail, scriem absolut ce vrem noi înainte. În general să scrie info, office, admin, root, mă rog, chestii din astea, sales, facturi, comercial, marketing, mă rog, scrieți absolut ce vreți. Voi puteți să faceți câte adrese de mail vreți. Deci aici scrieți adresa de mail și jos parola și o confirmați. Și atâta tot, dați next, eu nu mai dau acum și ați terminat. Finish. Haideți să vă mai arăt câte ceva. Deci să zicem că ați învățat și cum să faceți adrese de mail. Acum hai să vă arăt cum se... Stați un pic așa. Domain, subdomain. Stați așa un pic. Haideți să vă arăt cum se face o bază de date, databases. Așa. Aici apăsați frumos Add New Database. O să vă trebuiască bază de date, mai ales că în tutorialele care urmează noi o să referim la așa ceva. O să aveți aici, vă puneți cum vreți voi, dar ei în general vă dau o idee ca să țineți o evidență a bazelor de date. Creăm acum o bază de date, să zicem teste, da? Client underscore teste și dăm OK. Așa, după aceea adăugăm și un nou user. Scriem username. Teste.test, da? Username-ul și acum băgăm și o parolă. Test, test. Da, nu cred că am scris bine. Hai să băgăm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Asta este user-ul și username-ul invalid. Mă rog, nu m-a lăsat pentru că acesta este un panou de control și vă dați seama. Este un demo și dacă toată lumea ar crea baze de date și astea, ce s-ar întâmpla? Haideți să vă mai arăt pe aici cum vă faceți un subdomeniu. Uitați aici, subdomains. Apăsați frumos aici și vă creați un subdomeniu. Stați un pic să încarce. Vedeți că deja aveți domeniu. În cazul lor este demo.parallels.com. Dacă noi acum am vrea să creăm un subdomeniu, să zicem test, da? Ar suna test.demo.panels.com. În cazul nostru ar suna demo test.costel.ro. Așa ar suna. Aici dacă vreți să aveți și SSL suport, mă îndoiesc că o să vă pună la dispoziție SSL suport.
După aceea, creăm pentru noi, o să creăm un cont separat de FTP, băgăm aici un username, să zicem user, și punem o parolă. Pentru ce ne trebuie asta? Asta pentru ce avem noi aici, asta doar pentru acest subdomeniu, această parolă de FTP și user. Dar acum aș vrea să vă arăt, hai să dăm un pic să închidem aici, să vă arăt un panou de admin, să vă arăt cum se creează un domeniu. Se pare că n-am avut destule privilegii acolo. Uitați aici, dăm la domains, așa o să aveți și voi probabil, și dăm aici create domain. Primul, întotdeauna se creează domeniu. Băgăm aici, să zicem, costel.ro și dacă vrem să-l folosim cu www înainte, cu www, bifăm frumos aici. Aici, bineînțeles, este doar un IP alocat. Dacă cumva dumneavoastră, în momentul în care cumpărați hosting, o să cumpărați și niște extra opțiuni pentru IP-uri dedicate, o să vă dea și IP dedicat, ca să aveți voi IP-ul vostru dedicat, să nu mai vă amestecați cu nimeni. Nu contează, sincer să vă spun, nu contează IP dedicat sau nu, nu prea are nicio importanță. Singurul avantaj al IP-ului dedicat ar fi că voi vă puteți accesa site-ul și dacă adică să zicem că nu mai funcționează unele servere DNS, vă folosiți frumos IP-ul și accesați site-ul fără niciun fel de problemă și la fel și vizitatorii, le puneți la dispoziție IP-ul și intră prin IP-ul. Acum lăsăm aici așa setat și acum hai să ne setăm și un cont de FTP, să zicem user. Și aici parola 123456. 123456. Pentru ce avem nevoie de FTP? Domeniu, să zicem că l-avem. Pentru ce avem nevoie de FTP? Avem nevoie de FTP ca să urcăm acolo fișierele, să urcăm pozele, să urcăm fișierele audio, fișierele video, tot ce avem. Întotdeauna prin FTP o să lucrați cu site-ul vostru, asta o să fie calea prin care o să lucrați. Panoul de control, sincer, mie nu prea, pe mine nu prea mă încântă instrumentele puse la dispoziție în panoul de control. Bineînțeles, aveți posibilitatea de a urca fișiere și prin panoul de control și puteți să le și editați, o să vă și arăt. Dar, sincer, mie mai mult îmi place FTP-ul și o să vă arăt mai încolo ce FTP-ul folosim noi. Acum dăm next aici, nu știu dacă o să mă lase să creez www.costel.ro. Haideți că m-a lăsat, uitați că l-am creat. Ia să vedem domeniile. Uitați, costel.ro, l-am și creat. Hai să dăm pe el. Și o să-mi arate acum opțiunile pentru costel.ro. Aici aveți setările rapide pentru tot contul la Web Hosting Settings. Aici puteți să dați drumul, puteți să vă alegeți în ce mod o să funcționeze Apache-ul, da? Sau multe din scripturi nu suportă modul save mod on pentru PHP, așa că este mai bine să îl opriți de aici. Aici, dacă vreți să aveți statistici, dacă vreți să folosiți statisticile, foarte bine, bifați și folosiți statisticile ca să vedeți cine vă vizitează site-ul, când l-a vizitat, cât a stat, ce a făcut pe acolo, mă rog. Sunt tot felul de statistici. AW Stats, ăsta este foarte, foarte bun. După ce ați modificat setările, dați OK și gata. Acum stați un pic să încarce, o să vă arăt imediat și cum folosiți, uitați și file manager-ul aici. Aveți și un file manager cu care puteți să urcați fișiere, să faceți fel de fel de chestii, uitați, da? Add new file, dacă vreți să adăugați,
O să vă adauge noul dosar acolo, în folderul în care vă aflați. Să-ți dau un pic să vă arăt. Dacă vreți să-l puneți în folderul, de exemplu, ăsta, HTTP Docs, aici o să folosiți voi. Pe acesta o să-l folosiți pentru site. Când o să intrați aici în el, să presupunem că aveți Plesk, când o să intrați în el o să găsiți fișierele astea, eu vă sfătuiesc să le ștergeți pe toate pentru că nu aveți ce să faceți cu ele și vă puneți voi fișierele voastre. Dacă vreți să urcați un fișier, Add New File și-l adăugați. Dacă vreți să modificați diferite chestii, ia să vedem. Așa. Mă rog, uite, aici are și un editor foarte interesant. Așa. Mă rog, mie sincer nu-mi place ăsta, nu mă înțeleg prea bine cu el. Deci v-am arătat cum să faceți adresa mail, cum să faceți diferite chestii. Haideți să vă mai arăt ceva, cum să vă securizați conexiunea SSL, pardon, FTP. Dați frumos pe costel.ro. Întotdeauna o conexiune FTP nu este chiar atât de sigură și tocmai de aceea este mai bine să fie securizată. Cum o securizați? Din Plesk acum, din control, din cPanel este altceva. Aici la Shell Access to FTP with FTP Users Credential, selectați de aici, da? Bin Bash. Dați OK, o să vă arate asta și dați iarăși OK. Și de acum încolo FTP-ul o să se facă prin SSH, nu o să mai fie un FTP clasic, o să fie o înșiruire de linii de în terminal, de comenzi în terminal. Așa o să fie FTP-ul. Vă trebuie în schimb și un client FTP care să știe să lucreze cu așa ceva, o să vi-l arăt imediat. Haideți să minimizăm browserul. Acesta este clientul FTP, se numește WinSCP, este un client de mail fără care eu, sincer, n-aș putea să mai stau. Sunt câteva instrumente care sunt indispensabile unui administrator, să zicem WinSCP-ul, PuTTY, cu care intri, poți să editezi diferite fișiere pe server, poți să schimbi anumite comenzi, poți să schimbi anumite setări, poți să faci orice. Exact cum intri pe în linia de comandă în CMD în Windows, așa este și PuTTY, numai că este folosit în comparație cu Windows pe Linux, este server SSH și este mult mai securizată conexiunea. Telnetul din Windows nu este chiar atât de sigur, tocmai de aceea nici nu se încurajează folosirea lui. Haideți să vă arăt cum se folosește acest client FTP, hostname. Eu am dat deja drumul la un server aici, pe localhost. Scriem localhost, username, test, parolă test. Da? Și bifăm FTP. Da? De ce bifăm FTP? Pentru că eu nu am conexiunea securizată, eu nu am SSH pe acest Windows. Dacă aveți conexiunea cu clientul, cu serverul și ați făcut setarea pe care v-am arătat-o mai devreme, folosiți SFTP. Este un FTP securizat, este un FTP format dintr-o înșiruire de comenzi, da? Pe SSH și este mult, mult mai sigur. Așa că folosim acum FTP-ul normal și dăm login. După cum vedeți, ne-am logat. Aici este, mă rog, este, hai să punem desktop-ul. Aici sunt fișierele care sunt pe server, da? Haideți să schimbăm, că mie sincer nu-mi place. Îmi place mereu să fie serverul în partea stângă. Așa m-am obișnuit. Dăm la preferenți, dăm la commander și bifăm aici SOAP panels, dăm OK și s-au schimbat.
Cum luăm fișiere din partea asta să le mutăm? Foarte simplu, le luăm și le aruncăm aici. Și dăm copii și, după cum vedeți, se copiază acolo fără niciun fel de problemă. Este foarte, foarte rapid acest client FTP. Hai să vă arăt și cum se editează fișiere. Pur și simplu dați edit și vă deschide fișierele. Eu am pus de bază ca să-mi deschidă cu Notepad++, m-am obișnuit cu el. El normal deschide cu Notepad, dar eu vă sfătuiesc să folosiți un alt editor text, pentru că Notepad-ul nu este foarte rapid, nu are o, cum să vă zic eu, un design atât de plăcut cum are Notepad++. În afară de asta, Notepad++ are și foarte, foarte multe instrumente folositoare. Deci, asta este, am ajuns la faza în care am pus fișierele pe server. După cum vedeți, am scris eu într-un fișier text aici, am scris pune fișierele site-ului aici. Asta este un fișier text, l-am pregătit dinainte. Data viitoare o să continuăm cu asta. Acum ne oprim deocamdată aici. Ce am făcut în acest episod? Ne-am cumpărat un domeniu, l-am administrat, am făcut legătura cu name serverele, cu serverul DNS practic de la compania de hosting. V-am arătat și cum se face propriul name server în cazul în care aveți calculatoare acasă sau aveți un server dedicat. V-am arătat așa puțin și cum se lucrează cu panou de control Plesk. V-am arătat acum cum se face și cu FTP-ul, cum se pun fișierele acolo. O să lucrăm de acum încolo numai cu FTP-ul, cu toate că eu aș putea să lucrez, să le pun imediat, să le arunc, pentru că sunt pe Windows cu toate, dar o să folosim de acum încolo FTP-ul ca să vă obișnuiți, pentru că așa o să lucrați de acum încolo. Nu o să mai vedeți voi interfață ca la Windows, nu o să mai vedeți My Computer și coșul de gunoi, nu o să mai vedeți nimic din toate astea. Totul o să fie foarte, foarte ciudat pentru voi, da? Totul o să fie cum nu ați mai văzut, totul o să fie puțin ciudățel, v-am zis. Cam atât pentru acest tutorial, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper să vă placă seria asta de tutoriale, aștept părerile voastre pe rubrica de comentarii, să-mi spuneți ce vreți să vedeți, ce v-ar interesa să vedeți în următoarele tutoriale din această serie. Dacă am uitat ceva, vă rog să mă anunțați, vă rog să-mi atrageți atenția, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, la revedere!